Deșteptarea. Sunt oameni care sunt foarte, foarte stricți așa în ceea ce privește curățenia, dar sunt unii care poate exagerează puțin, adică stau cu lupa în mână și, și cu microscopul. Ia să vedem câți microbi ar ăsta pe pe șosete sau... Nu punem mâna acolo, că abia înștres praful. Am cunoscut un caz, mă rog, un domn doctor care, când eram în facultate, ne-a lăsat casa mie și unui prieten de-ai lui, era plecat și noi eram între cămine, ne mutam și ne-a dat voie să stăm câteva zile acolo. Dar am avut o listă de instrucțiuni în care, Doamne Dumnezeule, am zis, la un moment dat începusem să regret că ne-a dat voie, pentru că trebuia să păstrăm totul în cele mai bună stare, să dezinfectăm, să punem lucrurile la locul lor, să ștergem după noi, să dăm cu ceva pe tălpi, să avem un covor la intrare pe care să călcăm, să nu lăsăm germeni acolo. Acum, cu pandemia asta, cred că trebuie să s-au dus și la extrem puțin, adică da, sunt oameni care sunt în stare să arunce cu tine, pe tine cu dezinfectant, cum aruncă preotul cu aghiazmă, așa, știi? Știu oameni care se spălau de 14 ori pe mâini, adică după fiecare operațiune. Sau am văzut un caz, deci să... Unu, am văzut mai multe. Să luau cumpărăturile comandate printr-o rețea din asta, așa. Să duceau pe balcon, pe un traseu stabilit, deci pe un traseu care era altul decât cel pe unde circulau oamenii prin casă, se dezinfectau pe balcon pungile alea și erau lăsate pe balcon cam două zile. Da, avem scuză pandemia, dar chestia asta eu n-am mai auzit-o în viața mea. Să vină omul să te salveze, să vină pompierul, să te dea jos de unde te-ai cocoțat tu la 71 de ani, să speli nu știu ce geamuri. Și să nu-ți dea, să nu-i dea să-l trimis, să-l trimis tot pe scară înapoi. Nu-mi intri la mine în casă, că ești murdar. Haideți că vă fac o cafeluță aici. Stați dumneavoastră pe scară. Da. Eu aș vrea să facem cunoștință astăzi cu o parte din obiceiurile ascultătorilor noștri pe tema asta. Adică, uite, nu știu, voi lăsați lumea să intre încălțată la voi, dacă vine o prietenă, un prieten, îl descalț sau îi permiți accesul? Aveți manii din astea cu curățenia sau cu ordinea sau cu alte lucruri de genul ăsta? Sunteți ca David Beckham, care știi că aranjează lucrurile în frigider astfel încât să arate impecabil ca pe rafturile magazinelor? Nu știam, dar și care un nume. Da, îi zici, o să caut pe internet. O să căutăm, da. Obiceiul ăsta. Pur și simplu, de exemplu, dacă are cutii de conserve sau ceva, cutii cu sucuri sau așa, le întoarce cu eticheta spre să vadă, știi? Nu, și toate trebuie asta să place fie la și fel. Mie, nu-mi dai idei că poate... Ce-ți place să ții lucrurile așa drept în ordine? Mi-ar plăcea să-l citesc direct când deschid ușa la frigider sau, eu știu, la cămară, să văd treaba asta, știi? Deci, fiți atenți. 0728 111 222, 0728 3132, mesaje audio pe WhatsApp sau în scris. Ce manii aveți? În special, sau, și nu neapărat legate de curățenie. Igienă, curățenie, eu știu, alte lucruri pe care vreți să le faceți numai cum vreți voi, nu cum vor alții. Sau cum... Ce lucruri duse la extrem se întâmplă în viețile voastre sau ale altora? Că și asta e funny. Da, poate să știți un caz. Poate știți, domnule, vreun văr care, de exemplu, cum vă spuneam eu, de domnul doctor, care dacă scăpa o casetă pe jos, așa era pe vremea aia, cu casetă. Știi că dacă caseta din mașină, pe caldarâm, jos pe beton, așa, avea un spray la el cu spirit și o curăța înainte de a o pune în mașină. Da, a? Domnul doctor era un vizionar, uite ce se întâmplă. Da, da, el știa, el trăia pandemia cu 30 de ani înainte, da. Nu îmi se ca paradisul cu pompierul care să intre, na, încălțat. Tulburare obsesiv-compulsivă, ne scrie multă lume că se numește afecțiunea de care... povesteam mai devreme, cea cu David Beckham. Deci tulburare obsesiv-compulsivă, adică eu am ajuns la tulburare, mai am puțin și... Păi erau unii oameni, spunea, nouă ne place curățenia, știi? Și păi au venit ceilalți și au zis, na, voi aveți o tulburare obsesiv-compulsivă. Măi, eu nu am nicio manie, dar soția, da, ne scrie un ascultător, este vorba despre Dinu din Focșani, asta e problema. Și poate o ținea și pe ea, dacă nu... Dacă se nu, sări rândul, dacă nu exact, apăreau copiii, nu, încerc să-mi dau seama ce vrea să spune, să spună ascultătorul nostru, sau dacă e un mesaj mai vechi de la altă. Deci o ținea și pe ea dacă nu apăreau copiii, în sensul că după copiii mici nu mai poți să faci din asta. Corect, când vin copiii, ce să mai... Curățenie, la revedere curățenie, după ce apar copiii. Cred că cine are afecțiunea asta, cum îi zice, sau dor de curățenie, când are copii mici, nebunește. Îi aranjează ca pe borcane. Exact, stați mai aici. Știți că era un videoclip celebru cu doamna aceea care încerca, sau un domn, care încerca să pună doi gemeni la culcare? Nu. Doamne, să-l căutați pe internet, este genial. Genial.
Așa. De când cu pandemia și bebele care s-a născut în iulie anul trecut, da, eu am cumpărat botoșei din aceia albași de unică folosință. Nu cred, în casă? Cine intră în casă, nu se descalță, dar nici nu aduce praf și alte mizerii. A, și încălțați cum mă încălța pe mine la cabinet la dentist? Exact, deci așa. Când intram acolo, mă făcea cosmonaut și îmi punea și în picioare. Păi, și botoșei din aia. Așa se intră în casă la tine? E o idee bună. Dar e o idee bună. Da? Nici nu descalți omul, dar serios? Nici nu-ți aduce microbi. Ea încearcă acasă la tine, păi, să trebuie să mă duc să cumpăr și o botoșei din aia. Da. La mine, dacă nu las cearceaful de pe pat întins perfect, fără nicio dungă, nu pot dormi. Peste noapte se mai formează, dar nu le simt. Hai mă, Teo, cum? Deci, da, trebuie să-l tine înainte de fiecare seară, înainte de, deci de culcare de întins? Culcare, da. Nah. Dar să știi că sunt din alea, eu am cu elastic, știi? Și îl pun sub asta, da. Da, da, un fier de călcat tot mai merge să dai pe el așa. Nu, că e călduț și mie îmi place să fie răcoros când... Fii atent aici, în topul maniilor personale, pe locul 2, mă enervează teribil cei care, atunci când citesc, îndoaie fila atunci când se opresc, adică fac semnul ăla de carte, știi? Da, da, da. Bună dimineața, am înțeles, mulțumim că ați recunoscut. Încălțat în casă niciodată, zice Mariana din Constanța. Așa. Mie îmi place să fie impecabil dulapul de depozitare al pantofilor. Am scris pe toate cutiile ce tip de încălțăminte este și a cui. Și asta este o idee foarte bună, pentru că nu știu dacă ți s-a întâmplat să cauți perechea de pantofi, da, cu care vrei să te duci la un eveniment. Am și să desfaci 10 cutii, da, din alea, pentru că nu mai știu unde e pus. Știi? Nu 10, am desfăcut într-o zi un dulap întreg ca să găsesc o pereche de pantofi, după care vreme de un an de zile ne-am organizat, s-a scris pe cutii, s-a făcut asta. Așa, deci luăm aminte aici, scriem și noi. De restul lucrurilor nu vă mai spun. Un lucru este sigur. Ordinea și curățenia sunt păstrate cu sfințenie, cât despre intratul încălțat. Nici nu se pune problema, am covoare albe. Ne scrie Angela din Cluj. Albe. Mamă, dacă nimerești la Angela în casă și n-ai inspirația să te descalzi, cred că îți dă cu covorul în cap. O obsesie de-a mea sunt etichetele de la haine. Nu le suport, mereu le tai. Am mai văzut, să știți. Nu-i prima dată. Etichetele acelea, nu cu prețul. Nu cu prețul, nu, sunt astea care scusute, da, 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 pe lateral puțin, și care, da, cumva te zgârie, da. Am mai întâlnit oameni. Da, da, sunt lucruri utile dificilă, scrise pe acele, da, etichete. Da, cum să calci, cum să speli, cum să... Neața, băieți, vă salută Vasi din Andalusia, Spania. Eu am o fetiță de 6 ani și împrăștie lucrurile prin casă de 5 ori pe zi le adună. De 5 ori pe zi le aduni? Te mărturisește Vlad în dimineața asta cu ea razna când face o încasare și banii nu sunt în ordine. Adică bancnotele de 50 la 50, alea de 100 la 100, alea de 10 la 10, da, asta vrei să spui? Cred că genial, asta vrea să spună. Și mai are o problemă Vlad și îl înțeleg și eu perfect. Mă zgârie pe creier când aud oameni care dau numărul de telefon și grupează cifrele astfel încât ultima cifră rămâne singură. Nevastă mea e unul dintre acei oameni, spune Vlad din Iași. Cum ar fi? Deci trebuie să le dai așa, de exemplu 0747 622 nu. 378, adică să le dai pe grupuri, pe serii. Numărul nostru de WhatsApp e 0728 111222. Nu, 111222. Asta le enervează. Da. Dar cred că le enervează și când zicem 0728111222 și atunci trebuie livrate așa. 0728 3-1-3-2. Am schimbat. Pe mine mă enervează fericit, când, da, zici 3-1-3-2. Da? Da. De te enervează? Da. Nu mai zic, mă nene, și acum zici, uite, că suntem cantocosnicie. Nu mai spune 3-1-3-2, că mă zgârim. Mărturisește tot ce-i pe sufletul tău. Nu mai zic, mă, că și de ce? Pentru că spui, când spui 3-1, mie vine să scriu 3. Da? Știi? A, că trebuie să... Deci numărul nostru de WhatsApp, deci... este 0728 111222. Perfect! Sau 111-222, îmi dai voie să spun? Așa, n-am, da, știut asta. Mamă, ce traumă ai trăit. Gata, mamă, mai avem 10 zile, nu mai zic nimic. Cineva ne spune că face curat în camera de hotel înainte de a pleca. Pe asta o consider o obsesie sănătoasă, Raluca, da, să știi și că eu este... fac la fel. Da. Mi se pare o formă de respect. De respect față de cameriste. Da, exact. Nu lași așa ca să și faci cum... patul să... Acum, da, nu trebuie să faci la dungă, sigur, așa cum, da, spunea cineva mai devreme. Pui prosoapele la un loc, alea de zda pe jos, alea nefolosite le lași deoparte, pui cearceaful pe pat... Na, frumos, ferne de la locul lor, ferne de la locul lor, care... strângi gunoiul, plasticul...
Da. Astea le pui în coș. Asta e o formă, asta e o obsesie foarte sănătoasă. O recomandăm la toată lumea. Mihaela din București spune așa: am o obsesie referitoare la baie. Trebuie să strălucească tot. Chiuvetă, cad, vas de WC-ul. Le curăț de 2 ori pe zi. Mihaela din București, asta este obsesia ei. Am grijă să nu iasă pisica din curte. Asta e imposibil. Chiar o problemă mare dacă se întâmplă treaba asta. Și eu sunt foarte ordonat în ceea ce privește așezarea sculelor, ne scrie altcineva, mai ales în garajul propriu. Cine ia, trebuie musai să pună, să la, pună loc, la loc. Da. Păi în același loc. Da, păi nu-i firesc. Dacă ai luat și eu, le zic așa, ca să uite că încep să am și eu obsesie. Ai luat foarfeca asta, de ce ai lăsat-o aici? Dacă ai luat-o de acolo, trebuie pus acolo. Vezi că suntem la momentul adevărului. Ne spune, dar nu știu dacă e Gorina, cred că e Corina totuși. Lucrez ca șofer de autobuz la Constanța și nu suport să lucreze alt coleg cu mașina mea. Autobuzul dacă... nu se împrumută niciodată. Da. A doua zi spăl volanul și toată cabina dacă s-a urcat cineva acolo. Corect. Bună dimineața. Soția mea are obiceiul de a lăsa becul aprins în frigider, astfel că fie zi, fie noapte, când deschis frigiderul, becul este aprins. Nu înțeleg treaba asta. Eu cred că e o glumă, nu? Adică stai un pic, dar e o glumă. Eu cred că e o glumă, așa a spus-o. Vine factura acum, mă, îți dai seama. De... ce e la gura? Adică... iar ai lăsat becul la frigider? Deșteptarea